Vă salut și bine v-am regăsit. Astăzi vom face testul. Avem aici drujba făcută de mine cu carburatorul Walbro. Vom face testul de consum. Am pus aici 200 de ml de benzină de amestec. O să pun 100 de ml în asta și 100 în cea cu aceeași configurație, doar cu carburator chinezesc. Să vedem care taie mai mult. Testul va include și pornirea la rece și tăierea. Să vedem care rezistă mai mult. Rezervoarele sunt goale. O să vă și arăt ca să nu fie probleme.
Deci se pare că testul cu 100 de mililitri e irelevant. E prea puțin. Îl repet cu 200 de mililitri, că se dezamorsează. Pus și restul de 100 de mililitri de benzină. Hai să vedem de aici încolo. Start. Cam atât a mers. Vă dați seama că a rămas fără benzină, trage aer, se amestecă și tot așa. Hai să-i spune 2 minute. Vedem și cealaltă, îi torci la aia 200 de mililitri și să vedem ce zice. Hai bun, i-a venit rândul și la asta, la altă îi pun și ei 200 de mililitri. Să vedem ea cât reușește să taie. Cu tot cu pornire, cu tot cu... Ce mai fac? Cealaltă a reușit să taie ca număr de felii. 1, 2, 3, 4, 5 felii. Uitați-le acolo. Le las. Și acum o să vedem și asta cât taie.
bă, deja nu mai are rost să continui, frate. Ești nebun la cap, pe lângă faptul că merge mult mai bine ca aia, aș și tăia mai multe felii și nici n-am mai consumat, să ard lemn, nu aiure. Bă, ești nebun la cap. Ce porcărie! Deci nu înțeleg carburatorul ăla. Nu înțeleg, frate. Deci nu înțeleg. Pe lângă faptul că merge mult mai bine, se alimentează și mai bine, probabil de la o putere mai mare a tăiat și mai mult și tot așa. Deci, practic, nici nu mai știi ce să zici. Probabil dacă tai, nu știu, lemn subțire cu aia la alta, să câștigi la consum. Da, la regimul ăsta mai bine merge asta cu carburator chinezesc. Băi, nebun la cap, am rămas uimit acum și de cum trage și de cum cât a tăiat. N-am mai continuat că n-are sens, știi? Ce vreau să zic? Nu știu, are o eficiență mai mare. Nu știu care e explicația, dar clar, suge până la ultima benzină din rezervor. Da, am rămas uimit. Nici chiar nu mai știu ce să mai zic, știi? În mod normal, nu știu, poate Valbro să scoată consum mai mic la tăiat de lemn în alt regim, nu știu. Dar în regimul ăsta de lemn gros și așa, nici nu se alimentează bine. Rămâne, ați văzut și voi, câte goluri de aer a tras și a făcut, pe când ăsta a tras tot, bă, frate. Nu mai știu ce să mai zic. Dați-vă și voi cu părerea, vă aștept cu drag părerile, că eu am rămas uluit. Da, practic mie îmi vine să-mi bag piciorul în toată munca mea, în aia la altă. Pentru ce?